În vederea eficientizării activității serviciului public comunitar, regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor, începând cu data de 28 septembrie 2011, susținerea probei teoretice de sală, parte componentă a examenului de obținere a permisului de conducere, se va desfășura la nivelul județului Suceava săptămânal, în zilele de miercuri și joi. Sucevenii care vor să obțină permisul auto vor avea la dispoziție, începând de săptămâna viitoare, 2 zile pe săptămână pentru a susține proba teoretică sală, promovarea ei condiționând susținerea probei practice de traseu. Programul de lucru pentru sala de examinare la proba teoretică a candidaților în vederea obținerii permisului de conducere va fi în intervalul orar 9-16. Programările candidaților în vederea susținerii examenului de obținere a permisului de conducere se vor face zilnic de la 8:30 la 15, iar cei care vor să-și preschimbe permisele de conducere, să obțină dovezi, permise de conducere și informații, se pot adresa angajaților serviciului zilnic între orele 8:30-16. La nivelul compartimentului, înmatriculări și evidența vehiculelor rutiere, programul de lucru pentru ghișeele de înmatriculări, autorizări provizorii, radiere auto, va fi de la 8:30 la 15, iar pentru ghișeul de eliberări, dovezi, certificate de matriculări și informații, programul de lucru va fi între orele 8:30-16.